Sfântul Ioan Botezătorul este considerat unul din cei mai importanți proroci, dintre cei mai mari pe care românii îi respectă. Ioan Botezătorul are închinate mai multe sărbători și datini, dar cei mai mulți români îl serbează pe data de 7 ianuarie, când aceia care îi poartă numele petrec și se bucură de energia dată de sfânt. O, După Bobotează, în ziua de 7 ianuarie se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul. Aproximativ 2 milioane de români își sărbătoresc azi onomastica. Și în Mehedinți a fost hram unde preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a slujit la Biserica Grecescu. Ne ajutat Bunul Dumnezeu să sărbătorim astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul. Multe familii au astăzi praznic sărbătoare este de fapt hramul familiei, așa după cum biserica de parohie sau mănăstirea își serbează hramul, multe familii la cununie au fost rânduite suportarea de grijă a Sfântului Ioan Botezătorul. Mulți uh, oameni poartă acest nume de Ioan, un nume frumos care înseamnă plin de har și de înțelepciune învățăm din viața Sfântului Ioan Botezătorul. Totodată și pentru Biserica Grecescu din Drobeta Turnu Severin, sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul este o zi specială. Biserica Grecescu trăiește o mare bucurie astăzi pentru că este hramul Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a fost ales de boierul Grecescu. Ion și Ioana Grecescu s-au numit titorii principali ai acestei sfinte biserici pentru că lor li s-au mai adăugat și nepoții Gheorghe și Maria Poenaru, pentru că titorul a decedat în 1872 și biserica nu era chiar gata și nu era cu tot mobilierul și cu toate cele necesare să intre în cultul respectiv. Și am avut bucuria de asemenea să avem alături pe preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului, și Strehaie, care aproape în fiecare an este alături de noi în această sfântă zi. Îi mulțumim și pe această cale și pentru cuvântul profund pe care l-a rostit aici. Ziua Sfântului Ioan Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise de Sfântul Nicolae pe data de 6 decembrie. Tradiția mai spune că este bine ca în dimineața zilei de astăzi fiecare om să se stropească cu aghiasmă nouă pentru a fi ferit de boli pe tot parcursul anului oamenii sărbătoresc ziua de Sfântul Ion pentru ca Dumnezeu să le ferească gospodăriile de foc și animalele de fiarele sălbatice